Андрей Настас, Есен Андрей Мисюни, Чинева Мескрис, нам возвод и Мисюни Мескрис, Чева Настаса спус, că trebuie pentru noiembrie, decidem soarta Republicii Moldova, printr-un vot democratic, cinstit. Da, eu personal și toată echipa noastră și toți cetățenii din Republica Moldova, într-adevăr, vor alegeri corecte, alegeri fără tușon, că greși, că voturi cumpărate, autobuse organizate, caruseluri, care le folosea foarte bine Plahotniuc și cred că le va încerca de Don. Dar domnul Năstas a declarat că trebuie să hotărâm tot pe întâi și să nu umblăm pe urmă cu protestele. Da, noi am protestat împreună cu Năstasa, cu părere de rău era și Dodon cu noi, dar să fie clar pentru toți susținătorii mei, pentru susținătorii oponenților politici, că dacă Dodon va încerca să fure voturi, să cumpere voturi, să organizeze alte invenții ce țin de mințirea cetățenilor din Republica Moldova. Va încerca să folosească greutățile prin care trec cetățenii, mai ales la țară. Apionut că o să ies pe data de 2 noiembrie la protest, a doua zi după alegeri. Dar vă asigur, eu, stimați cetățeni, voi fi în fruntea dumneavoastră, dacă trebuie și la bot o să-i dăm, dacă își va permite el cumva să pui mâna pe țară în stilul lui Plahotniuc, cum o făcea profesorul lui Dodon. De asta sunt de acord ca să avem alegeri democratice, dar nu sunt de acord cu poziția lui Năstas și alții care poate cred că nu, că să nu ajungem noi la protest, ca min sau ca nu știu unde. Și la bota să le dăm dacă trebuie ca să ne apărăm și voturile și democrația, care ar trebui să fie o valoare ce trebuie să unească toți politicienii corecți din Republica Moldova.